după cum la miezul nopții a fost din Egipt ieșirea, tot așa la miezul nopții va fi și la cer răpirea. Când privești spre oglindirea și spre cei din tâi eroi, îți dai seama că întocmai se va întâmpla cu noi. Căci la miezul nopții, iată, a fost marea deșteptare, când a răsunat din ceruri, iată mirele apare. Pe la miezul nopții, iarăși, temnița s-a descuiat, când solia îngerească, pe apostol i-a scăpat. Pe la miezul nopții, Petru, de sub paza lui Irod, a fost izbăvit de mâna veșnicului voievod. Și atâtea alte versuri, în aceeași poezie, stau în Cartea Sfântă scrise despre noaptea de răpire. Domnul i-a vorbit lui Moise în acel apocalipt și i-a zis, la miezul nopții eu voi trece prin Egipt. Miezul nopții, ceas de groază. Pentru egipteni urgie, pentru Israel salvare, izbăvirea din robie. Miezul nopții deci vă prindă pe al țării întreg întins, cu toiegele în mână și cu mijlocul încins. Ca să prăznuim sermarea cu același aluat, cu verdețul și cu carnea mielului nevinovat. Să stropiți apoi cu sânge din același miel jerfit, casele din tot ținutul neamului izraelit. Căci în noaptea aceea solul morții va lovi, va stinge, egiptean, evreu, oriunde, nu va fi pe ușă sânge. De aceea ia aminte, Israele, n-am să cruți când voi pedepsi cu moartea pe întâilor născuți. Domnul i-a vorbit lui Moise înaintea pedepsirii ca să-și pregătească oastea pentru noaptea izbăvirii, ca să-i spună ce condiții trebuie să îndeplinească. Miezul nopții, tot poporul în veghere să-l găsească. Iată că își trecură cele nouă mari rugii, peste case, peste oameni, peste turme și câmpii. Domnul anunță că vine și a zecea încercare să-i cunoască toți puterea și tăria lui cea mare. Miezul nopții e aproape, lună clară, cer senin. Nu te teme, Israele, iată îngerul divin. Tocmai se schimbase straja. Miezul nopții a sosit. Îngerul pe întâi născuții, fără milă i-a lovit. La palat vedeai lumină, noapte plină de întristare. Faraon plânge în hohot pe feciorul lui cel mare. Auzeai de la distanță țipete în cartier. Mamele plângeau pe ulis cu privirile spre cer. Ce păcate ne apasă, se întreba o noaptea rece. Faraon nu vrea să lase pe Israelii să plece. Împărate, dă-le drumul, nu-i opri, căci dacă nu, va pieri întreaga țară, vom muri și noi și tu, căci o mână ne apasă și înăuntru și afară. Atunci Faraon le zise să plecați cu toți din țară și se încolonase iute, marele popor evreu, luând drumul spre pustie, cum le spuse Dumnezeu. Și-au pornit cu toți spre locul și spre țara mult dorită, patria de mult visată, lui Avram făgăduită. Așadar, la miezul nopții a fost ceasul izbăvirii. Oare nu va fi întocmai și în clipele răpirii? Oare nu vor plânge unii cei rămași în cartier, când biserica aleasă se va înălța la cer? Miezul nopții, Pavel, Sila au cântat înflăcărați. Fără ca să-și dea seama, ei au fost eliberați. Petru, copleșit în noapte, de soldați a fost păzit, dar din temnița închisă, îngerul l-a izbăvit. Miezul nopții, cinci fecioare, fără de ulei în vas, s-au trezit, dar ce durere, căci în lume au rămas. Celelalte chibzuite s-au trezit și au plecat, când la miezul nopții glasul deșteptare a strigat. Miezul nopții plâng pe uliți mii de frați și de surori, care în timpul pregătirii au trăit nepăsători. Sângele neprihănirii nu le-a fost în suflet scut, li s-a spus că vine Domnul, însă ei nu s-au temut, dar cei credincioși în toate n-au cârtit în încercare. Mame cu copii în brațe au mâncat ierburi amare. Cum să se împotrivească? Dacă Dumnezeu a spus, ascultați de El în toate, nu de Moise, de Iisus. Cine nu mănâncă pâinea azima ce dă putere, nu va fi răpit de Domnul la întâia înviere. Dacă n-ai pe tine haina și la mijloc cingătoare, adevărul și sfințirea
și încălțămintea în picioare, dacă n-ai toiagul în mână ca evreii cei străbuni, Domnul să-și arate slavă făcând semne și minuni, dacă n-ai, Iisus te cheamă chiar acum să te îmbrace cu mantaua mântuirii și să-ți dea în suflet pace. Dacă n-ai echipamentul coif și platușă și scut, în această mare luptă de vrăjmaș vei fi răpus. Vino, Israele iute, de la Ramses, din Sucot, pune-ți hainele pe tine, cea de rege și preot. Ia-ți și arma pentru luptă, Biblia, toiag în mână, fiindcă cine n-are acestea, în Egipt o să rămână. Israel, trecând prin mare, înspre noul lor pământ, a simbolizat botezul pentru noi cu Duhul Sfânt. Slavă Domnului! Miezul nopții e aproape. Nu mai sta la îndoială, căci această noapte este noaptea cea spirituală. Despre ea Iisus vorbește vrând să ne avertizeze. Vine noaptea când niciunul nu mai poate să lucreze. Vine noaptea încercării pentru fiecare ins. De aceea ni se spune, stați cu mijlocul încins. Miezul nopții reprezintă lepădarea de credință. Acest întuneric groaznic, fraților, ne amenință. Nu e vorba de prigoană, ci de oameni înfierați, care dau impresii grave, însă ei sunt lepădați. Ei opresc căsătoria, chiar și nașterea de fii. Acest întuneric groaznic a crescut la 10.000. Ei și-au lepădat credința, devenind creștini lumești, abătuți de învățătura unor spirite drăcești. Adevărul îi strivește, ca și pietrele din râu. Ei și-au lepădat și haina, și centura de la brâu. Miezul nopții mai înseamnă plăgile îngrozitoare, când întreaga omenire va gusta necazul mare, dar din cauza conștiinței și credinței celor sfinți, zilele vor fi scurtate în acele suferințe. Vom goli și noi paharul, jumătate mai ușor, căci la miezul nopții Domnul se va arăta pe nor. Iar în urmă, tot paharul până în zor va fi golit. Atunci mulți dori vor moartea, dar și moartea a fugit. Vai de voi, pământ și mare, și de voi învinși de somnul ce vă pare atât de dulce! Și ați uitat că vine Domnul! Vai de voi, căci anticristul, după ce va fi răpirea, se va arăta pe față să-l cunoască omenirea. E adevărat că Domnul îl va nimici pe loc, cu suflarea gurii sale, aruncându-l fiu în foc. Dar întâi, întreaga lume va fi încercată greu, că Satana, anticristul, se va da drept Dumnezeu. Sfinții vor serba ieșirea sus pe norul luminos, nunta din Apocalipsa, mirele va fi Hristos. Iar în urmă omenirea izbăvită de dușmani, pe pământ Hristos cu sfinții va domni mii de ani. Mai pe urmă și vrăjmașul, deslegat din primul chin, va încerca să înșele lumea cu același vechi venin. Dar în groapa suferinței va fi zvârlit în foc, cu mulțimea lui măreață și cu fiara la un loc. Miezul nopții e aproape, întunericul e gros, semnele ne spun că vine în curând Iisus Hristos. Vă jur, spuneți-mi, nu cumva l-ați văzut unde s-a dus? Nu de Solomon e vorba, este vorba de Iisus. Păzitoarea de la vie sau cu turmele de oi, porumbița cea aleasă ne-a simbolizat pe noi. Pe la miezul nopții vântul i-a bătut în geam ușor. Vino, o strigă în șoaptă, glasul unui tainic dor. Sunt iubitul tău, grăbește! Am venit cu a mei viteji, ca să iau pe cei ce așteaptă. Pe la miezul nopții treci și se înălțară iute din câmpie, de pe drum, zecile de mii de cete ca și niște stâlpi de fum. Solomon cu a lui aleasă îți izbește întâi privirea, însă când te uiți prin Duhul, înțelegi că e răpirea. Era noapte, însă chipul sfinților erau lumini. Porumbița sau cerboaica care paște printre crini, nu erau asemeni fete? Nu erau asemeni firi? Soare, lună, stele, toate o îmbrăcau în strălucire. De o frumusețe rară, se înălța la fel ca zorii, încât au uimit tot cerul și pe toți luminătorii. Cine e? Întreabă glasul, chipul ce străbate în spații, ea lui Iisus mireasă îmbrăcat în har și grații, stol de porumbei și norii care își poartă strălucirea, și Isaia în vechime a văzut în duh răpirea, tot mai sus și tot mai tare înspre porumbar zburau, stoluri multe, stoluri albe
care din pământ răsară, din pământ, dar și din case și din marile uzine. Toți s-au deșteptat când glasul a strigat că Domnul vine, transformați în alte corpuri și în străluciri nespus. Noi vom fi atunci ca Domnul și întocmai ca Iisus. Duhul Sfânt va face acele nepătrunse operații. El te învie, El te schimbă și te înalță sus în spații. Duhul Sfânt, dar cine n-are, va rămâne pe pământ. Când biserica zburava înspre porumbarul Sfânt, miezul nopții, miezul nopții, câți n-or plânge în disperare? Când vor vedea cu toții, miezul nopții, miezul nopții, câți n-or plânge în disperare? Când vedea vor ei sărmanii că păcatul i-a înșelat. Domnul i-a chemat să vină, însă nu l-au ascultat. Alipiți de strălucirea și Egiptul trecător, i-au renunțat la ceasul întâlnirii de pe nor. Doamne, pentru cei de față vreau să vin cu mijlocire. Dă-ne Tu la toți puterea pentru noaptea de răpire și tot poporul să zică amin.